Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați ai acestui canal, bun venit tuturor celor noi și vă salut cu drag pe cei noi ce vă abonați astăzi. În acest moment piața a luat o decizie, ne-am dus într-una din direcții, cum vă ziceam ieri, erau foarte multe poziții deschise, foarte multe poziții long, se pare că nu au avut dreptate și de peste o săptămână vă ziceam că este foarte riscant să puneți poziții de long, chiar și de short, pentru că piața era extrem de periculoasă. În general, ieri v-am zis, în general când piața este așa de plictisitoare, urmează să se întâmple ceva și iată că s-a întâmplat. Din păcate, s-a întâmplat ceva nefavorabil pe termen scurt pentru mulți dintre voi, dar, ca de obicei, simt nevoia să vă spun, nu vă panicați, lucrurile astea s-au mai întâmplat în piața cripto, adică nu e prima dată când se întâmplă, nu este sfârșitul lumii. V-am zis de-a lungul acestui an că balenele trebuie să și cumpere, pozițiile slabe trebuie lichidate și astfel se întâmplă acest lucru. Haideți să vedem ce se poate întâmpla în perioada următoare. Scuze, uitasem un amănunt. Poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, o zi minunată să aveți în lumea reală, în lumea din afara cripto. Începem cu indicatorul de teamă și lăcomie, care în acest moment se află la 19, ieri era la 24. Mi se pare nerealist 19, putea să fie și mai paranoia, pentru că suntem la o minimă pe în ultimele 6 luni pentru Bitcoin și pentru piața cripto în general. Pentru că piața cripto a pierdut peste 1000 de miliarde de dolari. Dominanța Bitcoin a revenit la 40%, dar nu este ce trebuie. Bitcoinul a rupt un prag psihologic de 40.000, însă Ethereum este după mult timp sub 3.000 de dolari, adică la discount. Haideți să ne uităm pe chart. Pe 4 ore, știți că ieri vă vorbeam, am fost din 5 ianuarie până în 20 ianuarie în acest tunel, canal, acum am format unul nou. Se pare că aici, în zona asta, la 38.400 am găsit un suport care nu știm dacă este real sau nu. Teoretic asta, zona asta, canalul între 40 și 38.700-800 este o zonă foarte puternică de suport pe care dacă o să o rupem, următoarea destinație nu o să vă placă, dar trebuie să vă spun, următoarea destinație va fi aceasta. Și o să o punem cu roșu sau cu magenta. Da? Deci dacă noi nu rezistăm în această zonă de suport, ne ducem aici. Iar aici va fi altă discuție. Haideți să ne ducem un pic pe weekly să vedem lucrurile mai clar. În clipa de față, Bitcoin are un discount sau o corecție de 45%. Da? Dacă ne vom duce la următorul prag, înseamnă o corecție de 56-57%. Da? Și mai avem o zonă, avem 200 moving average-ul pe weekly, da? La 71%, asta înseamnă 19.300 de dolari. Eu nu vreau să sperii pe nimeni, doar că sunt scenarii. Da? Trebuie să știm ce se poate întâmpla, trebuie să nu ne mințim. Dacă ne-am duce într-o zi, gen mâine, ne trezim dimineață și suntem la 29.000 și poi mâine suntem la 19.000, nu ar fi dureros, da? Nu ar fi ceva dureros. Problema în cripto, care afectează pe marea majoritate a oamenilor, este următoarea. Că aceste lucruri nu se întâmplă imediat. Piața agonizează. Asta este marea problemă. Lucrurile durează. Gândiți-vă că noi din noiembrie am început această coborâre.
până aici, da, până pe 21 ianuarie, pentru mulți a fost o eternitate. Și este foarte greu să aștepți. Și este foarte greu, gen, foarte mulți oameni își pun speranța în praguri. Da, gen, ok, a ajuns la 38, acum sper să se întoarcă. În clipa în care acest prag cedează și te duci către următorul nivel, oamenii agonizează, suferă. Și de asta marile hedge funduri, companiile, venture capital, cei ce investesc în această piață, da, rezistă. Ei știu că, băi, în 2-3 luni putem să ajungem la pragul ăla, încă în 2-3 luni ajungem la pragul celălalt. Dar în 7 luni, 10 luni, 11 luni, 15 luni facem exit și încasăm profiturile, da? Ei nu se joacă, deci cu bani mulți nu poți să te joci să faci daily trading. E o prostie. Cu bani mulți nu faci de-astea, scalping. N-ai cum să faci scalping cu 100 de milioane de dolari. N-ai cum să faci scalping cu 1 miliard de dolari. Este imposibil, da? Și atunci fondurile astea mari joacă jocul ăsta cu răbdare. Din punctul meu de vedere, toți cei care aveți răbdare veți câștiga fără doar și poate. Cei ce gândesc pe termen lung, da, pot cumpăra și acum la 38.000. Dacă ajungem la 30.000, pot cumpăra și acolo dacă au fonduri. Dacă nu rezist acolo și ne ducem și mai jos, se întâmplă catastrofă și se prăbușește toată planeta, da? Planeta s-a mai prăbușit în cripto, da? Adică pentru cei ce nu sunt în jocul ăsta de mult timp, o să vă arăt ce înseamnă o prăbușire. O secundă. Să ne ducem pe... Ne ducem pe alt chart. Ne ducem pe Bitfinex, da? Și o să facem un zoom. Aici avem decembrie 2017, da? Hai să vedem cât a căzut piața. 84%, da? Și această prăbușire s-a întâmplat în 385 de zile. Și atunci, tot așa, am căzut, a apărut speranță, am căzut, a apărut speranță, am căzut, a apărut speranță, am intrat într-o zonă plictisitoare pe weekly, uitați-vă aici, da? Deci ce s-a întâmplat acum în 10 zile pe 4 ore interval? Atunci se întâmpla pe săptămâni. Imaginați-vă aici agonie, deci aici din 30 iulie până în 12 noiembrie, da? Deci niște luni de zile, piața nu făcea nimic. Deci cei care vreau să iau poziții de long pe o lună, pe două, pe trei, n-aveau ce să facă, da? Și la un moment dat, bam, a venit capitularea, da? O capitulare care a durat, da? 385 de zile. Eu nu cred că acum mai este posibil să stăm să așteptăm 385 de zile. Însă, cei ce nu sunt pregătiți să aștepte, veți pierde bani, 100%. Da? Deci jocul ăsta este un joc în care trebuie să ai răbdare, să aștepți momentul ideal, da? Piața cripto nu dispare, proiectele nu dispar. O să vă arăt imediat ce se întâmplă, da, în piața cripto. Pentru că cei ce construiesc, cum sunt și eu cu Bitmarket-ul, pe mine nu mă interesează că Bitcoin-ul e 30.000 sau că e 70.000, eu construiesc ceva util pentru oameni. Da? Și prețul este doar o chestie de moment, însă ceea ce construiești trebuie să fie durabil. Iar oamenii vor continua să folosească cripto indiferent de preț. Da? Mai ales cei care sunt smart și vor folosi stablecoin. Deci, Facebook-ul, rebranduit în Meta, plănuiește să integreze NFT-uri pe Facebook și pe profilele de Instagram. Da? Deci pe ambele, pe profilele de Instagram și pe profilele de Facebook. Asta este o chestie majoră. Este o chestie legată de utilitate. Da? Este mare hype acum pe NFT-uri, nu uitați de colecția celor de la Mayer Elves. Mai sunt foarte puține NFT-uri pe piață disponibile din colecția lor actuală. Îi găsiți în clipul postat acum câteva zile pentru link-uri și pentru descrieri. Revenind la piață, mai avem aici o știre. Microsoft intră în metavers. Da, Microsoft au cumpărat o companie pentru 68 de miliarde de dolari, da? Au cumpărat Activision, da?
Asta iarăși este o știre uriașă. Da? Deci uriașă. Dacă cei de la Microsoft se uitau la preț și ziceau, vai, dar Bitcoin-ul era 40.000 și căzuse 40%, păi cum, nu putem investi, n-are nicio legătură. Deci prețul Bitcoin, prețul cripto este relevant doar pe moment, pe termen lung, lucrurile sunt clare. Cei ce știu să joace acest joc, vă repet, răbdarea este esențială. Mi-aduc aminte de paranoia din anul trecut, din mai. Când oamenii ziceau, vine sfârșitul, 15.000 Bitcoin, 10.000 Bitcoin. S-a dus la 30.000, după aceea a revenit. Și a fost o chestie de 3 luni de zile. Personal, acum cred că un scenariu de 3 luni de zile, da, mai avem o lună, mai avem și februarie, este în cărți, da? Piața se poate revigora imediat după februarie, da? Sau putem să avem un scenariu mai lung, da? Putem să ne trezim că stăm în zona asta de agonie până în vară. De ce? Pentru că vă spun și vă repet, marile fonduri de investiție trebuie să cumpere, ăștia nu pot să cumpere într-o zi. N-au cum să cumpere într-o zi, nu există piață ca să cumpere într-o zi. Acum dacă ar veni 10 miliarde să cumpere Bitcoin în piață, 20 de miliarde, 100 de miliarde, da? Prețul se duce la stele imediat. Așa că, doamnelor, domnilor, dragilor, dragi traderi, dragi investitori în cripto, dragi români, nu vă paranoizați. Înțelegeți aceste frame-uri de timp. Trebuie să vi le asumați. În rest, eu vă doresc sănătate, bucurie, prosperitate și răbdare. Răbdare cu piața cripto.